Astăzi vă arăt ceva pe care e bine să știe orice părinte să-l facă, și anume o gustare care se poate lua dimineața, care este foarte aspectoasă, foarte ușor de făcut, foarte rapidă. În general, copiii sunt încântați atunci când variem micul dejun. Nu sunt toate la fel. E pe bază de șuncă, are și ceva cașcaval, are și ceva ou. Eu o să folosesc niște ceapă, dar ceapa poate fi înlocuită, că nu la toată lumea place, da? Poate fi înlocuită cu ardei, că e ardei alb, verde sau roșu, nu contează. E bine să fie și ceva legumă, da? Niște șuncă mărunțită, să spunem. Tai și niște ceapă verde. Da, nu e obligatoriu. Când nu găsim ceapă verde, folosim ce ceapă dorim. Bun. Este foarte bine ca toate să fie pregătite înainte de a găti, așadar tăiate, pentru că este o chestie care se face foarte rapid și nu avem timp între timp. Mai întreb niște cașcaval ras. Copiii și numai copiii o să fie foarte bucuroși de așa ceva. Bun, acum, în principiu, ar ajunge un ou pentru două felii de pâine. Dacă ouul ăsta, când îl batem, punem și sare în el, atunci se va lichefia și va fi mai ușor de lucrat cu el. De aia eu o să pun puțină sare în el. Aici începe, de fapt, șmecheria. Asta este o pâine toast, dar merge cu orice fel de pâine. Cu pâinea toast lucrăm mai ușor. Decupăm în ea un pătrat. Uite așa frumos. De fapt, eu aici am două felii. Bun. Păstrăm capacele. Păstrăm capacele. Hop. Bun. Deci avem două rame, două capace. Așa. Între timp punem niște de unt în digaie, așteptăm să se topească. Ei, din acest moment, adică din momentul în care untul s-a topit în digaie, lucrurile se desfășoară foarte rapid. Luăm ramele și le punem în digaie. Da? Pac! Le-am pus, da? În mijloc turnăm la fiecare câte o jumătate de ou, bineînțeles că l-am turnat prea mult. O să mă iau din ea, pentru că mi-a scăpat prea mult. Nu că ar fi o problemă, evident că nu e o problemă, dar încercăm să le facem să fie bine. Bine, gata, hai că ajunge. Bun, luăm niște șuncă, presărăm în gaură. Hop. Hop. Da? Luăm niște ceapă verde, presărăm în gaură. Hop. Așa, și la sfârșit luăm și niște cașcaval. Splendid, splendid. Punem capacele, bine să ținem minte capacul de la care, eu cred că așa este. Ca să se moaie bine nou, îl apăsăm oarecum aici, da? Și ăsta la alt dincoace. Așa, așa, și acum avem puțină răbdare. După care, vă deja dau din casă. După care, când credem că e făcut pe partea aia, îl întoarcem pe partea asta altă. Să vezi că stă cu paletă, îl coacem și pe partea asta altă. Practic o să fie o pâine prăjită combinată cu ou, cu șuncă, cu cașcaval, cu ceapă verde. Paleta în care putem varia ingredientele este foarte mare. Merge făcută și cu ciupercuțe, merge făcută, cum spuneam, cu ardei verde, cu ardei roșu. Ce le place copiilor? Exact, ce le place copiilor. Ia cât am și întors-o și tu ai.
Ia, stai acolo. Bun. Uitați cum arată pe partea asta. Aici avem ou, da? Asta e o chestie care se poate face și în weekend, da, în orice zi din săptămână, mai ales dacă e în weekend, chiar drăguțe să puteți și implica copiii în gătirea mâncărului ăsta, mai ales că lor le place așa să fie, să arate bine, să fie aspectos, tot timpul trebuie să schimbăm, că dacă nu, să satură, să mănânce în fiecare zi lucrul respectiv. Da? Asta potrivește. Cam gata. Am să pun una așa, una invers. Opa, unde fugi, măi? Ia că cam așa arată. La sfârșit se poate pune, n-arată rău, uite câte o bucată de unt pe fiecare. Da? Pac, uite ce frumos arată. E și aspectos. Și dacă le place, ia că ce frumos. Pac, asta e tot. Minunată. Merită încercat, nu pierdeți nimic. Să vedem cum arată și în secțiune. Că, important până la urmă. Iată, uite. Se vede, se distinge foarte clar șunca, ceapa, cașu, ou. Minunat. Chiar arată bine.